Salut, mă numesc Gabi și azi o să vorbim despre Segways. Segway este un transportor pentru pietoni. Este format din două roți și un ghidon, după cum vedeți, asemănător unei trotinete. E propriu un fel de trotinetă electronică. În primul rând, el trebuie să-și găsească centru de echilibru. Ei la un moment dat, cam toată lumea se sperie pentru că se uită două roți, sigur o să cade pe el. Dar la un moment dat îți dai seama, după cum a zis și colegul meu, că are 5 giroscoape foarte sensibile, cele mai sensibile. Deci vă gândiți un pic la industria aeronautică, la elicopter are 2000 de rotații pe minut giroscopul, iar la Segway 5000 de rotații pe minut. Deci foarte sensibil. Nu te lasă să cazi în față, în spate, în stânga, dreapta, n-ai cum să cazi de fel, numai din greșeală omenească, adică dacă ai pus jos piciorul și atunci Segway pleacă. Stai pe el și stai exact cum stai pe pământ. De obicei oamenii învață în câteva minute. În principiu, când te urci pe Segway, pui mâine pe ghidon, adoptă o poziție dreaptă, cu pieptul în față, dar în același timp relaxată, pentru că este foarte ușor de condus Segway dacă ești relaxat. Da. Și în această postură dreaptă și relaxată, pur și simplu te apleci un pic în față. Pentru a merge în față. De asemenea, pentru a te opri, te lași un pic în spate. Când se oprește Segway, dacă te mai lași continuu să te lași în spate, el continuă să meargă cu spatele, deci în marșalier. Este un principiu foarte simplu și toate astea se realizează datorită giroscoapelor și senzorilor, care detectează mișcarea corpului. Cotirea? Și cotirea din ghidon. El este folosit foarte mult în capitale europene pentru tururi turistice. Astfel se pot vizita o multitudine de obiective turistice într-un timp mult mai scurt. Se pot atinge punctele importante ale unui oraș, se poate trece foarte rapid de la unul la altul și nu obosești. Da, a fost o experiență nouă, chiar nouă, pentru că mi-a fost greu la început să pot să merg, dar arată, e ok și este foarte... îți dă o sunete de adrenalină. Se poate da o notă culturală unei distracții pe două roți.